Declarație criminală din partea pesedistului Cătălin Rădulescu față de protestatari. Zis și deputatul mitralieră, social i-a catalogat pe cei prezenți la miting huligani și a amenințat că, dacă se hotărăsc, pesediștii se vor strânge, vor ieși în stradă în număr mare și îi vor călca în picioare pe toți. Nu puteți accepta nemernicilor că votul electoral a decis și va decide democratic și nu violența, bătaia cu bestialitatea a unei femei, haosul Maidanul, impotența, incapacitatea și prostia voastră nu va înlocui niciodată ordinea constituțională. Azi ați călcat linia roșie, ați mutilat o femeie, câți ați fost? 20.000, 40.000, de, mii, 40 de, mii, 50 de mii. Nu ne provocați, că venim un milion și vă călcăm în picioare. Opriți-vă și lăsați țara în pace, lăsați poporul ăsta să trăiască, lăsați românii să decidă prin vot. Voi, ordinarilor din statul paralel, renunțați și plecați, luați laba de pe democrație. Ați făcut destul rău în ultimii 10 ani, ați distrus vieți familii a sute de mii de români. Toți veți plăti, așa cum au plătit toți în decursul istoriei, a scris Cătălin Rădulescu pe Facebook. Deputatul s-a legat și de colegii săi din opoziție. O ordinară de colegă deputat PNL, fost președinte PNL, se întreabă ce costuri au fost pentru gaze lacrimogene. Un președinte de țară, responsabil atât pentru morții de la colectiv, cât și pentru femeia jandarm călcată în picioare, condamna acțiunea jandarmeriei. Niște jeguri securiste USR care de luni de zile incită la ieșirea în stradă și prostul de Orban Mandolina cere anchetarea jandarmilor. Voi, bolnavilor psihic ce reprezentați opoziția împreună cu Iohannis în frunte și cu oamenii de servicii, sunteți responsabili de tot ce se întâmplă astăzi, de violențe, de incitare la violență, de ce este în București, de jandarmi bătuți, de spargeri, de distrugeri, de femeia jandarm mutilată pe viață, a scris deputatul pe contul său de socializare. Acesta mai spus că toți cei responsabili vor plăti și că protestele de vineri au fost de fapt doar o încercare eșuată de lovitură de stat. Postarea a fost făcută sâmbătă, după care ulterior Cătălin Rădulescu a șters-o. Nu e prima dată când deputatul PSD are un astfel de comportament. Acesta s-a ales cu porecla de deputatul mitralieră după ce anul trecut, în timpul protestelor împotriva ordonanței de urgență 13, a spus că și-a păstrat mitraliera cu care a luptat la Revoluție și e pregătit să o folosească din nou.